Te-ai măritat sau nu te-ai măritat? Tot în... Ce speculație? Întâi ai vorbit... Am văzut... Nu, ți arăt articole. Că te-ai despărțit, după aia că te-ai măritat. După ce scrie presa, a scris de vreo 400 de ori că m-am despărțit. Noi ăștia 8 ani de când sunt cu Felix, cred că, nu știu, ne-ați despărțit de mai multe ori decât am plecat noi în vacanță. Eu n-am mai îndrăznit să mai spun și n-am mai vrut să mai spun nimic despre... Am urmărit și eu așa cu zâmbind, i-am mai tradus și lui Felix toată, cam de câte ori ați... Ba chiar scriau și motive, scriau... Toată viața noastră aveau cu totul altă formulare în presă decât cea din realitate. Și m-am prins la noi, cum n-am postat o lună, două ceva cu Felix sau el cu mine, despărțirea e acolo. Ba chiar am început să ne și distrăm, hai să mai postăm că vreo trei să vedem ce... Na, noi suntem... Cred că avem noroc cumva și că suntem de aceeași vârstă, gândim un pic altfel, suntem mai maturi, nu e niciunul dintre noi, nu știu, la vârsta la care mai are ceva de demonstrat cuiva, nu știu, noi suntem ok, suntem bine, nu vrem să schimbăm nimic, noi locuim în vreo trei, noi nu avem una acasă, dacă poți imagine, noi locuim ba la mine, ba la el, ba la treia casa din Austria, deci suntem împărțiți în trei case, dacă vrei trăim și mai mult în hoteluri, în valize, eu când mă scol dimineața nu mă gândesc oare ce gătesc azi și mă gândesc oare unde mă duc la baie, unde e liftul, că atât de mult stăm noi prin hoteluri, adică e un alt fel de viață, nu suntem familia tradițională, nici românească, nici austriacă, suntem o struță, o cămilă care e foarte ok așa și care cred că are o doză de fericire poate uneori mai mare decât a celor care sunt împreună zi de zi. Noi suntem împreună enorm de mult în funcție de programul fiecare, suntem niște oameni foarte ocupați, eu ba cu munca, ba cu activitățile lui fiii meu, el cu munca lui, e plecat non-stop pe planetă, el n-are un birou, un loc unde muncește, el muncește pe planetă, unde apuc, mă duc cu el, unde n-apuc, stăm pe FaceTime, așa arată viața la noi, el nu vine după mine pe la filmări, că nu vreau eu să le iau, câteodată are timp și tot îmi zice că ar veni și am zis, mă, de ce vrei să de ce vrei, nu, dar n-aș avea timp de el, eu când vin la muncă muncesc, n-am timp să-l plim, să-i arăt monumentele istorice din București și am zis, de ce vrei tu să schimbăm ceva în ce merge foarte bine, așa și cu actele. De ce trebuie neapărat, de ce ne vreți voi ca la carte și căsătoriți și în aceeași casă și în aceeași... Nu, noi suntem altfel, suntem cum suntem noi și suntem ok așa și nu văd niciun sens în schimbări.